Cavasi reprezintă a treia generație de artiști din familia sa. El și-a urmat chemarea artistică moștenită studiind la Universitatea Națională de Muzică din capitală, urmată pe rând de Luxemburg, Zürich și Hamburg. După terminarea studiilor, a cântat în Orchestra Filarmonică George Enescu și în Orchestra Națională Radio, concertând în toată lumea, de la Teatrul Colón din Buenos Aires la Berliner Filarmonie din Berlin și Blue Note în Tokyo. Seara trecută a susținut un recital de excepție în Vama Veche. A fost o întâmplare că m-am întors în România. Eu stau în Japonia de mai mulți ani și am venit aici pentru o filmare, dar am rămas blocat datorită pandemiei și încă sunt aici. Și sunt fericit să fiu aici și să cânt pentru români. Și nu întâmplător a fost aleasă locația. Vama Veche înseamnă libertate. Ne-am dorit împreună să facem ceva mai special, ținând cont de toată situația cu care ne confruntăm cu toții, și ne-a venit ideea asta, să facem ceva împreună, într-un spirit de, nu știu, să zic, solidaritate. Vama s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și toată zona asta de rock s-a estompat puțin. Eu zic că deja sunt alte trenduri aici și din punctul nostru de vedere e o evoluție. Oamenii au venit relaxați, îmbrăcați lejer, dar dornici de distracție. În general, când ai o problemă, te îmbraci fie negru, fie înalt, fie înalt sau negru. Și cred că în seara asta toată lumea s-a gândit de două ori și a ajuns în combinația de alb și negru. Petrecerea s-a încheiat după miezul nopții, însă distracția va continua în Vama Veche și weekendul acesta.